Hei, salut și bine ați venit la Statistic Vorbind, o emisiune făcută pentru voi din banii voștri. Astăzi o să vorbim de subvențiile primite de partidele politice de la stat. Și da, partidele politice primesc bani direct de la stat. Dacă ăsta e un mecanism care sună foarte susceptibil la abuz și corupție, na! Recent s-a stabilit bugetul pentru anul 2024 și fiind un an cu efectiv toate alegerile, subvențiile pentru partide au crescut. Și nu cu puțin. Și subvenția pentru partide va bate toate recordurile. Într-un an cu 4 rânduri de alegeri, acestea vor încasa 314 milioane de lei de la stat, adică 63 de milioane de euro. Eu știu că vorbim de subvenții la partide, dar mă îngrijorează mult mai tare ce scria pe ecran. Cum adică biserica aș face propriul DNA? Asta e ca și cum Jokerul și-ar face propriul Batman. Și da, chiar e adevărat, biserica aș face propriul DNA. Și aflați de la noi în exclusivitate, DNA-ul bisericii se va numi Marea Instituție Totală Antifraudă, pe scurt MITA, și va opera după sloganul Qui dicit, quod est, adică cine zice, ăla e. Dar înapoi la subvențiile pentru partide, apelăm la expertul nostru financiar să ne explice ce sunt alea subvenții. Salutare, eu sunt Baniel Mocanu, coincidență de nume, și astăzi am să vă explic subvențiile. Subvențiile sunt un sprijin financiar din partea statului și pot fi directe, în numerar sau împrumuturi fără camătă, adică fără dobândă, sau indirecte, scutiri de taxe, asigurări și altele. De exemplu, subvențiile pot ajuta o industrie să crească. Un stat care vrea să încurajeze agricultura oferă subvenții ca să scadă din costurile de producție. Un stat care vrea să încurajeze șmecheria oferă subvenții pentru ceasuri, inele și lanțuri. Pe exact același principiu primesc partidele bani de la stat. Și ăsta nu e neapărat un lucru rău, cel puțin în teorie. Adică dacă n-ar primi bani de la stat, partidele ar trebui să se bazeze exclusiv pe finanțatori privați. Adică ar avea foarte multe dealuri cu companii private mari și normal ar opera în interesele lor. Dar așa dacă primesc bani de la stat, măcar chestia asta nu se mai întâmplă deloc. Nici măcar... mult! Dincolo de glumă, principiul e chiar ok. Partidele trebuie finanțate de undeva și statul e cea mai imparțială sursă pentru banii respectivi. Teoretic. Practic... Subvențiile pentru partide s-au mărit de 18 ori în 2019, comparativ cu 2016, până la 252 de milioane de lei. În 2022 au crescut în continuare, până la 258 de milioane de lei. Cea mai mare sumă de până acum. Chiar foarte bine exprimat de cei de la Expert Forum. Cea mai mare sumă de până acum, pentru că, actualizat la 2024, graficul ăla arată așa. Deci partidele primesc mulți bani. Foarte mulți bani. Sume care sunt alocate de autoritatea electorală permanentă după criterii legate de numărul de voturi. Cea mai șocantă creștere în sumele primite de partide s-a întâmplat în 2018, când sumele au crescut de peste 5 ori. Mă întreb cine era la putere pe atunci. Dar stați liniștiți că acum avem alt prim-ministru care e mult mai competent și care înțelege grijile oamenilor și știe cum să le adreseze. Premierul mai anunță și că nu vor exista creșteri de taxe și impozite anul viitor. O să facem un buget noaptea ca hoții, cu discuții lungi, câteodată și mai aprinse. Ce bun e asta, nu? Că gen oamenii sunt foarte speriați de corupție și că o să le fie furați banii. Nu că e foarte caterincă și relatable prim-ministrul nostru? Nu? Nu? Se pare că nu. Dar acum, sincer să fiu, eu înțeleg că Ciolacu încerca să facă și el o glumă. Dar să spui, n-o să vă furăm banii, e probabil în top 3 lucruri care sună ca și cum o să ne furați banii. Pe locul 2 fiind, și după aceea nimeni nu mă va putea opri, și pe locul 1 fiind probabil, copilul ăla e singur acasă, ce o să ne facă? Bine, dacă să fim sinceri, din 2024 n-o să crească doar cheltuielile pentru partide. Mai sunt și alte cheltuieli care s-ar putea să vă surprindă. În prag de recesiune economică, guvernanții s-au decis că este momentul să mai risipească niște bani, dar nu pe orice, ci tocmai pe modul în care vor fi organizate înmormântările președinților, astfel ca totul să fie ca la carte și eticheta să nu lipsească, au decis înființarea Comitetului de Organizare a Funeraliilor de Stat. Adică de anul ăsta o să se cheltuie și mai mulți bani publici ca să organizăm înmormântări mai frumoase pentru foști președinți. Sincer, nu sunt total sigur dacă asta înseamnă că vor să-l asasineze pe Iohannis sau, poate, dacă avem noroc, știți ce?
pentru asta merită să cheltuim oricât. La câte glume s-au făcut cu Iliescu, care nu mai moare, dacă chiar moare, merită orice sumă de bani. Și până la urmă, oricum o să cheltuim peste 300 de milioane de lei pe partide politice anul ăsta. Dacă tot dăm așa mulți bani, hai măcar să ne și distrăm. Și dacă tot primesc partidele sume atât de mari de la stat, haideți să vedem pe ce le cheltuie de obicei. În general, cele mai mari sume au fost cheltuite de partide pe presă și propagandă, cheltuieli personale și sondaje de opinie. Cei mai mulți bani pe presă îi cheltuie PSD și PNL, în timp ce cele mai mari cheltuieli personale le are USR. De departe, cei mai mulți bani sunt cheltuiți pe presă și propagandă, sumă fără de care politicienii noștri n-ar putea să apară la TV și să aibă conversații foarte interesante și relevante, cum ar fi asta. S-a speculat că s-a încercat să vi se diminueze curajul prin acea scoatere a dumneavoastră din cursa de la Primăria Capitalei. Păi, cum să se diminueze curajul de a vorbi prin scoaterea din cursa pentru Primăria Capitalei? N-are logică, domnul Gâdea. N-are logică? Nu, n-are nicio logică. Poate că n-are logică, dar a costat bani și nu puțin. Bine, sincer, nici măcar nu putem fi siguri 100% dacă apariția asta specifică a fost plătită din bani publici, pentru că... Primul lucru care iese în evidență din contract este clauza de confidențialitate, prin care cele două entități se obligă să nu facă publice date din contract fără acordul celeilalte părți. Asta, deși vorbim de bani publici pe care partidele ar trebui să îi transparentizeze și de o televiziune care ar trebui să urmărească cheltuirea lor. Acum mai bine de un an, cei de la Recorder au avut un întreg reportaj despre cât de mulți bani cheltuie partidele pentru presă și, mai important, despre cum cheltuielile respective sunt netransparente. Reportaj care a fost realizat cu dovezi și exemple. Suspiciunea conform căreia partidele nu cumpără doar servicii electorale în schimbul acestor sume devine și mai puternică după ce ne uităm pe anexa 3 a contractului obținut de Recorder. Aici apare o sumă de 69.000 de euro fără TVA pentru transmiterea unei conferințe de presă susținută de Viorica Dăncilă. Este o plată cel puțin suspectă pentru că o televiziune de știri participă oricum la o conferință de presă a unui candidat intrat în turul 2 pentru prezidențiale. Și dacă tot se cheltuie așa de mulți bani pentru presă și cheltuielile alea nici măcar nu sunt transparente, măcar nu se cheltuie banii aia pe discuții în pungă și fără sens, nu? Mă bucur că am întrebat. Ba, normal că da. Că doamna Șoșoacă își va face, va reuși să intre cu partidul domniei sale în Parlament. Luați în calcul pe viitor o eventuală alianță? Nici nu știu de ce îi rosește timp să-l întrebe pe George Simion așa ceva, când el și-a exprimat foarte clar opinia despre domnia ei, adică Șoșoacă. Nu ești așa sexy. Hai! De ce? Haide! Deloc. Nu trebuie să fiu sexy, eu sunt inteligentă! Nu știu voi, dar eu zic că oamenii ăștia 100% merită câteva milioane de lei ca să apară și mai des la televizor. Și bineînțeles, ca de obicei, AUR e un caz un pic mai special. Pentru că, deși inițial AUR nu cheltuia fondurile din subvenții, în 2023 au început să aibă cheltuieli. Nu pentru presă și propagandă, ci pentru bunuri și imobile. Practic, AUR a cumpărat din bani publici niște microbuze pe care a scris nu ne lasă ăștia să donăm microbuzele la școli. Ei știind 100% de la început că nu așa funcționează donațiile și nu au deloc cadru legal pentru chestia asta. Totul ca să fure startul la campania electorală și ăsta nu-i primul mod în care AUR a început campania electorală mai devreme. A mai fost un caz în care AUR a lipit afișe electorale direct pe facturi. Și nu doar că AUR nu respectă regulile pentru campania electorală, nici măcar nu neagă chestia asta la televizor. Eu îmi construiesc campania electorală de când am intrat în 2019 în politică. Nu exclud nicio variantă. Cred că mi s-ar potrivi în momentul în care AUR va reuși să câștige locul 1 în preferințele românilor, mai degrabă un post executiv. Da. AUR e permanent în campanie electorală și e foarte periculos să dai atât de multe fonduri care mai sunt și netransparente unor oameni care nu respectă nici măcar regulile alea puține despre când și cum poți să cheltui banii. Și stați liniștiți că atunci când vine vorba de bani publici, George Simion e chiar chibzuit să vedeți pe ce prostii cheltuie banii lui. 3, 2, 1, e băiat! E băiat cum am vrut eu! Nu așa se face, trebuia să iasă fumul primul și gen părinții nu trebuie să știe, trebuie să afle deodată cu toate. Asta nici măcar nu-i problema. Nu, cum, nu înțeleg de ce George Simion a făcut un gender reveal party. Adică de la el mă așteptam să nu vedem dacă e fată sau băiat, ci dacă e român sau româncă. Și bineînțeles că nu se putea și fără puțină
campanie electorală, nu? Pentru mine e o dublă onoare și dublă responsabilitate că o să trebuiască noi toți să avem grijă de copilul ăsta, nu numai eu. Că noi mai avem și grija țării pe umeri, sperăm, de anul viitor. A, deci ăsta nu e copilul lui George Simion, e copilul tuturor românilor. Eu zic că întrebarea mult mai importantă e dacă și copilul ăsta o să moștenească de la George Simion interdicțiile de intrat în Republica Moldova. Dar acum, ca să fim sinceri, da, la AUR totul e campanie electorală. Dar, pe de altă parte, partidele care cheltuie constant bani pe presă și propagandă fac exact aceeași chestie, doar că mai scump. Și asta nu e o problemă nouă. Organizații ca Expert, Forum și Recorder o semnalează de foarte mult timp cu dovezi și cu exemple. Și totuși cheltuielile continuă să crească și continuă să rămână netransparente. Sau, cum explică cei de la Expert Forum, partidele nu au obligația de a marca aceste campanii sau de a le raporta detaliat către public. Deci, nu dau socoteală pe bune cum folosesc banii. Comisia Europeană indică lipsa de transparență, iar Consiliul Europei spune că independența pieței media și pluralismul sunt afectate. E practic imposibil să avem presă independentă când toată presa e complet dependentă de finanțări de la partide politice. Finanțări primite din banii noștri. Și care e problema cu asta mai exact? Partidele primesc sume enorme de la stat, din care cheltuie proporții uriașe pe presă cu scopul de a-și crește sau menține popularitatea, ca să aibă acces la mai multe fonduri de la stat, ca să cheltuie mai mult pentru presă și tot așa. Exact așa ajungem să creăm un cerc vicios în care oamenii de la putere cheltuie foarte mulți bani din banii noștri ca să ne convingă să-i păstrăm la putere și tot așa. Și foarte important că nu e obligatoriu să funcționeze în felul ăsta. Expert Forum a publicat un raport integral legat de subvențiile partidelor în 2023, care include și recomandări pentru Parlament, dar și pentru Autoritatea Electorală Permanentă. Ba chiar tot ei au lansat și site-ul banipartide.ro, unde arată evoluția finanțării campaniilor electorale, a surselor de venit și a cheltuielilor partidelor politice. Ba chiar mai mult, în raportul lor, Expert Forum vorbesc și despre un proiect de lege care a fost lansat în 2023 de PSD și AUR, care ar fi transparentizat nu doar cheltuielile, mă rog, o parte din ele, dar și marcarea publicității electorale. Stai un pic. Cum adică ar fi? Adică sper că nu o păți și proiectul ăsta de lege ce pățesc multe dintre ele și a fost puternic modificat și blocat prin Parlament, nu? Na, știam eu. Uite, nu-i bun nici cazul extrem opus, în care partidele nu primesc deloc bani de la stat sau în care n-au voie să-i cheltuie pe presă și propagandă. Pentru că așa ajungi să ajungă în presă și să primească expunere doar oameni care fac scandal în Parlament. Știți voi, cum spune și piesa aia de la Gheboasă și Bogdan de la Ploiești. Trebuie să faci scandal în Parlament, dacă n-ai bani, și să urli hoții permanent, dacă n-ai bani, bă, dacă n-ai bani. Pe de altă parte, doar pentru că partidele primesc bani de la stat, asta nu înseamnă că nu mai avem voie să le impunem reguli. Putem în continuare și ar trebui să le impunem anumite limite pe cât să primească și pe cât pot să cheltuie pe presă și propagandă. Dacă nu facem chestia asta, o să continuăm să cheltuim milioane de lei ca unii oameni să apară la TV și să ne convingă să le dăm în continuare milioane de lei ca să continue să apară la TV. Mă rog, statistic vorbind. Bă, dacă n-ai bani,